Salut, frații mei, și la toți fanii lui ăsta care, cum se pun eu numele, datorie, care cumpără pe caiet. Poveste mică, short story. Băi, băieți, vreau să vă explic și eu faza cu Liana, cum s-a întâmplat. Prima parte, da? Deci asta e prima parte. Băi, mâncava și m-a fost într-o zi, am zis să mă duc să-i fac o vizită la tata, știi? Știe, tata, avăla, dede. Zic, hai să-i fac o vizită să vedem ce face. Nu, no, mâncați așa inima ta, mă duc, cumpăr ce trebuie și plec. Ajung în Cluj. Când ajung în Cluj, nu mai spun, zic, să-i fac o surpriză faină, zic. Nu, că așa e frumos. Mă duc, apăs mâncața și mă ta, pun codul să deschide apartamentul, înțelegi, și bat la ușă. Cine deschide ușa, mâncava și mă asta? Liana. Liana, mâncața și mă ta, era numai în capot. Nu, zic, tata e acasă? Zice, nu e acasă că s-a dus la tuțu la oi cu el. S-a ducă niște brânză, cașcă, s-a terminat. Nu, zic, ok, Liana, zic, mă duc, că nu vreau după aia să am probleme și să te bată și de astea. Nu, zice, stai, strugurel, că ok, ceai în casă și bea o cafea, un suc, un Red Bull, ce vrei tu. Nu, femeie de treabă, n-am ce zice că mă bate Dumnezeu. Nu, îmi face mâncața și mă ta cu cafea, povestim, a venit zice, frate, îmi povestește cu lacrimi în ochi femeia. Ăsta e un nenorocit, ăsta toată viața le-a băgat bani la aparat, m-a mâncat, m-a bătut, l-am căutat în pușcărie 20 de ani. Am suferit foarte mult pentru el. Îți dai seama că am crezut-o pe Liana. Păi zic, de ce, Liana? Zic, de ce ai acceptat toate astea? De ce nu te-ai dus cu altul? Păi, strugurel, cu el m-am învățat, am zis ca să nu mă fac de bărbat în bărbat și am stat cu el. Nu am mâncat așa sufletul tău, ben cafeaua. Bă, eu tot cu frică stăteam pe scaun, că vine nebunul ăsta, că vine. Tot cu frică stăteam. Zic, domnule, dacă vine ăsta, zic ăsta, îți dai seama ce face, nu? Și ce gândește. Zic, eu plec, Liana, zic, mi-e frică că vine ăsta și zic, și ce se întâmplă. Nu, stai, strugurel. Nu am mâncat la sufletul tău, ci vrei să vezi casa. Vrei să vezi casa. Nu, zic, hai să văd casa, nu. Mi-arată casa, mâncața și mă ta. Un apartament foarte mic. Mi-a zis că stă în chirie și plătește pe lună chirie, nu e a lui. Tu ai băierat apartamentul, frate mii. E ok, un apartament micuț, ok. No, la anii lui, 5-7 de ani, trebuie să aibă și mai mult, nu? Băi, mâncața și inima ta, când ajung în dormitor. Deci asta